Astăzi a fost inaugurat centrul comunitar integrat din strada depozitului numărul 3 din cartierul Similească. La eveniment au participat primarul Constantin Toma și delegați din 5 țări partenere. După slujba religioasă, organizatorii evenimentului, partenerii străini și invitații speciali și-au exprimat încrederea că noul centru comunitar integrat, cu o componentă specială dedicată comunității rome din Similească, și anume centrul de educație sanitară pentru romi, va avea succesul scontat. Acest proiect a început în anul 2020 și se termină în anul viitor. Acum suntem în faza de implementare, o fază de testare a modului în care se vor desfășura activitățile în cazul acestui centru. Centrul are ca scop atragerea persoanelor de etnie romă la activități de consiliere și educație medicală generală. Dar, așa cum remarcați, este vorba de un centru integrat, de un centru comunitar integrat, în care vor fi acordate, pe lângă serviciile de educație sanitară și servicii de consiliere pe zona socială, pe zona educațională, pe zona de piața muncii și pe zona de locuire. Deci sunt principalele domenii pe care Strategia Națională de Îmbunătățire a Situației Romilor le are în program. Toți cetățenii de origine romă care vor solicita și vor beneficia de consilierea celor din centru vor avea astfel posibilitatea de a rezolva mai repede și mai bine problemele pe care le au în raport cu instituțiile statului. Coordonatorul proiectului a mulțumit celor implicați și și-a exprimat încrederea că locuitorii din cartier, dar și alți buzoieni de origine romă, vor beneficia cu adevărat de consiliere, în special în privința sănătății. My name is Ronald Schönisch, I'm the manager of this nice project called Roma Healthcare 2. Ronald este coordonatorul acestui proiect numit Roma Healthcare 2. And the aim is not only to improve the health situation of Roma, but also the health literacy of Roma. Nu este vorba doar despre îmbunătățirea sănătății comunității de etnie romă, și este vorba și despre educare din punct de vedere al sănătății. Primăria municipiului Buzău s-a implicat activ în realizarea proiectului, iar primarul Constantin Toma i-a asigurat pe cei prezenți că acest sprijin va continua necondiționat. Mulțumesc, Ronald, mulțumesc, dragi parteneri din Macedonia de Nord, din Bulgaria, din Grecia, din Ungaria. Chiar este un lucru minunat și Ronald mi-a spus un lucru deosebit și se înscrie în ceea ce doresc și eu pentru orașul meu, respectiv că acest centru ar fi primul centru de acest fel din România. Și mă bucur că acest centru este aici. It's happy that we have this center behind us. Și așa cum mă cunoașteți deja toți cei care sunteți buzoieni aici și vă mulțumesc la toți că ați venit. And as you know him, all the guests here. În ce intru ca primar, nu vreau lucrurile să se desfășoare formal. Vreau să acest centru să-și atingă menirea. As in all projects, he doesn't want only a formal involvement and a formal existence, let's say, of the center. He really wants it to work. Să dorim succes acestui proiect. He wishes good luck to this project. Și de-abia aștept să îi cunoști pe ceilalți primari din localitățile dumneavoastră, pentru că acest schimb de informații ne poate ajuta enorm pentru a progresa. Scopul proiectului implementat la Buzău cu organizații neguvernamentale și administrații locale din România, Grecia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Ungaria și Germania este creșterea nivelului de educație sanitară în comunitatea romă din Similească. Se intenționează ca, în cadrul programului, în fiecare lună să fie invitați la centru medici specialiști care să acorde, cu titlu voluntar și gratuit, asistență pentru locuitorii din cartier.